acorda premiul tinerețe fără bătrânețe și cu convingerea că banii aduc idei, ci ideile aduc bani și că leadership-ul nu este o poziție, ci o acțiune, a devenit creatoarea conceptului de frumusețe non-toxică în România și în 3 ani a construit un imperiu în domeniul frumuseții, Beautiful Brands. Este fondatoarea primului salon de frumusețe non-toxică din țară și business partner în România și Republica Moldova pentru brandurile de frumusețe non-toxică din Europa. Am plăcerea să mânez acest premiu doamnei CEO Beautiful Brands, Angelina Cosma. Bună seara! În timp ce admiram toate doamnele care urcau pe scenă, mi-aminteam, și pentru că este o seară despre antreprenoriat, mi-am schimbat și eu discursul. Mi-aminteam acum 6 ani de zile, când am ajuns în România, țara în care mă simt ca acasă, aveam un vis măreț, să aduc un impact pozitiv în economia acestei țări. De acolo a pornit cel mai mare proces de educație și investiție în tot ceea ce înseamnă sănătate feminină, frumusețe non-toxică și sustenabilă. Am reinvestit energia și fericirea clientelor noastre și a partenerilor noștri de business și astăzi am creat ceea ce unii numesc frumusețe, ceea ce unii numesc revoluție non-toxică. Astăzi conduc o afacere ce livrează zilnic zâmbete și fericire pe chipurilor femeilor din România și nu numai. O afacere optimizată din punct de vedere economic. Asta numesc eu excelență atunci când un antreprenor și o afacere nobilă au un impact în schimbarea vieții de calitate a femeilor și familiilor din România. Vă mulțumesc tare mult tot ce înseamnă femeile din CONAF și uitându-mă acum la noi toate, mă ghidez în viață după femeile nu cuceresc lumea, femeile o nasc. Astăzi, aici, uitându-mă în ochii de fiecare dintre voi, îmi dau seama că noi putem să le facem pe ambele, să și cucerim lumea, să și o naștem. Vă mulțumesc!